Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Începând cu lecția aceasta, vom intra într-un studiu din Cartea Proverbelor, totalizând 10 lecții, timp în care vom face referire, cu mici excepții, la toate versetele din Cartea Proverbe. Acest studiu din Cartea Proverbelui Solomon are menirea aceea care o are și cartea însăși. Scopul nostru este scopul cărții. Vreau să ținem cont de faptul că ea a fost scrisă de cel mai înțelept om dintre muritori, împăratul Solomon. Vreau să apreciem faptul că Dumnezeu i-a dat înțelepciunea aceea, pe care El a cerut-o, de care a beneficiat poporul Israel în vremea respectivă, ajungând la cea mai înaltă culme, dar tot de înțelepciunea lui Solomon beneficiem noi, cei care avem parte de cuvintele scrise de Solomon în Scripturi. Cartea Proverbe se pare că a scris-o la maturitate, la apogeul înțelepciunii sale. Dacă citim în capitolul 1, încă din debutul cărții este precizat scopul ei. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință, să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință, pentru prinderea înțelesului unei pilde sau a unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Așadar, în Cartea Proverbelor sunt redate cuvintele înțelepciunii în folosul oamenilor, începând de la tinerețe și chiar și a celor care au dobândit deja o anumită treaptă în înțelepciune. În mod special, în Proverbe se vede partea practică a înțelepciunii. De altfel, înțelepciunea, în înțeles biblic, nu este doar o cunoaștere teoretică. Înțelepciunea are de-a face cu înțelepciunea trăirii, cu priceperea de a-L înțelege pe Dumnezeu, universul, viața, de a ști cum să faci selecția dintre bine și rău, de a ști să judeci și să ai chipzuință într-o acțiune, de a putea întotdeauna să trăiești în neprihănire și în voia Domnului. Pentru această seară, în studiul nostru introductiv, în această primă lecție pe care am intitulat-o Înțeleptul, vom aborda într-o primă parte chemarea înțelepciunii, iar într-o a doua, importanța înțelepciunii. Vreau să cred că fiecare dintre noi, pe măsură ce vom studia, nu va fi doar dornic să audă, să asimileze, va fi gata să se roage lui Dumnezeu, așa cum Solomon s-a rugat și Domnul i-a plăcut în 1 Împărați capitolul 3, când El a cerut înțelepciune. Acest ciclu de 10 lecții l-am numit generic Înțelepciune pentru înțelepți. De aceea, în chemarea înțelepciunii, vreau să lămurim mai întâi această sintagmă.
De ce înțelepciune pentru înțelepți? Scriptura ne vorbește despre începutul înțelepciunii. Dar în așa fel sunt prezentate lucrurile, încât se poate înțelege fără echivoc că numai cei care au un început de înțelepciune în mintea lor, numai cei care vor să înțeleagă și să asculte, caut înțelepciunea, o cer și numai aceia o vor primi. Hai să citim câteva versete să ne lămurim. Vreau să mă urmăriți, să fac acum o precizare de ordin general la toate versetele, fiindcă rămânând în cartea Proverbelor, nu trebuie să întoarcem multe foi în Scriptură. Capitolul 9, mai întâi, versetul 4. Cine este prost, să vină încoace. Celor lipsiți de pricepere le zice. Deci înțelepciunea se oferă celui ce socotește că are nevoie de ea, celui care nu are. Și de la versetul 6 continuăm. Lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Ați sesizat că pe de o parte sunt chemați toți proștii, păstrând expresia de aici, să vină, dar totuși există un risc dacă îl chem pe unul rău, pe unul batjocoritor, nu te înțelege și nu te acceptă. Continuăm de la versetul 8. Nu mustra pe cel batjocoritor, ori mustrarea este o manieră a înțelepciunii. Ca să nu te urască, mustră pe cel înțelept și te va iubi. Dar pentru ce să-l mustri dacă este înțelept? Fiindcă dacă cineva lucrează cu înțelepciune, nu trebuie mustrat, ci evidențiat. De aici și din versetele care urmează, rezultă că cei în cauză au puțină înțelepciune și mustrându-i, ei dobândesc înțelepciune, asimilează treptat. Dar dacă n-are deloc înțelepciune cineva și-i prost de-a binelea, vom vedea că nici nu te ascultă, nu te acceptă și chiar dacă vrei să-i livrezi cu sau fără cost înțelepciunea, nu poți să încheie tranzacția cu el. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Iată baza de la care se poate porni în dobândirea înțelepciunii. Și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor mulți zilele și ți se vor mări anii vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Și dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Apoi, capitolul 15, versetul 14. Înainte de a citi acest verset, vă amintesc că atunci când Solomon a cerut înțelepciune, Dumnezeu i-a zis: înțelepciunea și priceperea sunt date. Deci el avea o anumită înțelepciune, dar a mai cerut. Inima celor pricepuți caută știința, dar gura nesocotiților găsește plăcere în nebunie. 17:16. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea, dar n-are minte. Aici este o prezentare foarte clară. Pentru a dobândi înțelepciune trebuie să ai minte, să ai unde pune înțelepciunea. Că altfel este ca și cum te-ai duce la un izvor să iei apă, dar vasul tău este spart. Poate să tot curgă, cât să facă inundații, dacă tu nu ai rezervorul în așa fel încât să păstreze ce primești. Nu te alegi cu nimic. Nebunului, chiar dacă i-ai dat sfaturi, dacă este lipsit și de facultatea mentală de a ține minte, el nu le reține. Dar chiar dacă le reține ca idee, dar n-are priceperea că sunt bune,
El nu se poate folosi de ele. Și mă adaug 18:15. O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Iată de ce am numit studiul înțelepciunii pentru înțelepți. Căci numai înțelepții vor beneficia de sfaturile lui Solomon. De aceea, în primele capitole din această carte, este prezentată strigarea înțelepciunii, personificată într-o femeie, și alăturat chemarea nebuniei, personificată într-altă femeie. Să acceptăm invitația înțelepciunii, dacă avem minte, și totodată, dacă avem minte, să refuzăm chemarea nebuniei. Dacă aceste două lucruri nu le facem, batem pasul pe loc sau devansăm. În capitolul 8 este prezentată înțelepciunea în apelul ei către oameni. Oare o să o auzim? Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porților. În diferite locuri, să-i cuprindă pe toți. Oamenilor, către voi strig și spre fii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte, proștilor, și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați că ce am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Vreau să înțelegem terminologia din Cartea Proverbelor. Pentru că atunci când vom folosi expresia prost, să nu creadă cineva că este o jignire. Este dovada unei lipse de înțelepciune. Iar dacă vom întâlni alte cuvinte care poartă o amprentă negativă, lipsa de înțelepciune împletindu-se cu păcatul, cu răul, acele stări sunt de acuzat. Pe pagina din dreapta, în capitolul 9, de la versetul 1, este notat: înțelepciunea și-a jidit casa și a tăiat cei 7 stâlpi și a junghiat vitele și a amestecat vinul și a pus masa. Versetul 5. Veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat. Mă rog Domnului ca pe parcursul acestor 10 lecții să fie amestecate bine versetele, să fie vinul amestecat bine. Știți, în vechime era un anumit procent vin, o anumită parte apă, cât să fie versete și cât să fie comentariu. Iar pâinea, dea Domnul să se coacă bine, ca să ne putem hrăni corespunzător și mintea noastră să crească, să dobândim pricepere. Tot aici, în capitolul 9, de la versetul 13, este sesizată în rolul ei nebunia. Nebunia este o femeie gălăjioasă, proastă și care nu știe nimic. Ea șade totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă: cine este prost? Să vină aici. Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută? El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Iată, aici prostia în totalitatea manifestării ei. Dar cei care fură ei nu cred că sunt proști. Nebunia lor le sugerează o formă de înțelepciune. Pâinea furată, apele sunt dulci. Dar evident că dulceața aceasta nu este decât poate cât o glazură pe o
pastilă amară. Tot despre înțelepciune vă citesc în capitolul 4, versetele 14 și 15. În recomandarea înțeleptului de a vă feri de ea. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și treci înainte. Nici măcar nu sta în dreptul ei paralel cu ea. Treci înainte, du-te. O, dacă am trăit noi, ținând cont de aceste două coordonate, ori de câte ori înțelepciunea te cheamă la un sfat, la o meditație, să fii prezent cu toată atenția. Și ori de câte ori nebunia te poftește, când face diavolul apelul, dea Dumnezeu să vă pună pe toți absenți. Să fiți, nu fiți niciunul în clasa lui, că n-are ce să vă învețe. Înțelepciunea are stilul ei pedagogic. Înțelepciunea trebuie învățată. Sunt anumite lucruri în viață care se învață mai ușor. Altele cer mai multă silință. Dar după ce le-ai dobândit, sunt atât de necesare și ușoare de îndeplinit. Luați dumneavoastră un copilaș de 5 ani și spuneți-i să scrie. Va mâzgăli el ceva. Dar cei care se pricep să scrie, cât de ușor scriu și unii, ce frumos! Și poate se va mira copilul, dar cum se poate că nici dumneata n-ai mai multe degete ca mine? Nu, dar s-a deprins. Sau să cânte cineva la un instrument. Ce frumos, acționează degete de la ambele mâini, la unul care se pricepe și la altul. Numai că nu percutează. Fiindcă a fost o învățare. Timp și muncă. Credeți că înțelepciunea va veni totodată în mintea noastră? Ne vom culca într-o seară proști și ne vom trezi deștepți într-o dimineață? Puteți să visați și cu cerul și cu pământul. Că peste noapte, mai mult de o lecție, tot nu învățăm, să ne tot vorbească Domnul noaptea aceea. Trebuie o altă zi. În capitolul 18, în versetul 4, scrie despre înțelepciune astfel. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șivoi care curge într-una. Înțelepciunea nu face inundații. Nu e un baraj la care să-i dai drumul și să te inunde. E ca un izvor. Și trebuie să ții tot timpul vasul minții tale la îndemână. Este ca o fântână adâncă, de unde trebuie să pompezi și de-abia după ce se face presiune, o arteziană țâșnește spre tine, înviorându-ți viața, mintea și sufletul. De aceea, trebuie să primești spiritul înțelepciunii și să intri în starea de frică de Domnul, de evlavie. Să intri în curentul acesta al înțelepciunii, să accepti valul acesta, să te ia și să te poarte pe undele sale dumnezeiești. Vă citesc în privința aceasta din capitolul 1, versetul 7 și apoi 23. Frica Domnului. Rețineți, noi dorim să fim înțelepți nu doar ca să fim mai deștepți, ci în primul rând, fiindcă vrem să ne raportăm în fața lui Dumnezeu așa cum este corect. Vrem să devenim înțelepți ca să-i putem sluji cum se cuvine, cum se merită. Frica Domnului este începutul științei. Dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Nebunii nu-și pun problema cum vor sta înaintea lui Dumnezeu. Pentru ei, dacă predici de judecată, vor spune ca dregătorul roman asupra acestor lucruri altă dată. Versetul 23.
Este și mai profund. Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscut cuvintele mele. Cu alte cuvinte, intrați sub dușul înțelepciunii și stați în permanență la cumpăna aceasta a fântânii cele înțelepte ca să scoatem apă. Tot în Proverbe, în 28:5, avem o altă dovadă care arată clar că cine este bine intenționat poate dobândi și poate să aibă parte de harul înțelepciunii. Oamenii de dați la rău nu înțeleg ce este drept. Dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Deci să fim orientați spre Dumnezeu când căutăm înțelepciunea. Fiind înclinați spre rău, nu vom ajunge să percepem niciodată. Cât privește metoda înțelepciunii, citesc din capitolul 6, versetul 23, felul în care sunt predate cunoștințele și apoi verificate în practică. Căci sfatul este o candelă. Așa, după cum obișnuim să spunem uneori, că am primit o lumină. Învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Imaginați-vă că înțelepciunea are două brațe. Cu o mână îți arată drumul și îți îndreaptă pașii. Iar când tu, ca un necunoscător, dai să te abați din drum, cu cealaltă mână te reglează, păstrându-te pe drumul care ți l-a arătat. Nimeni nu va putea să meargă pe urmele înțelepciunii fără să accepte mustrări, sesizări, chiar disciplinări. Trebuie să fim drepți și logici. Este vreunul dintre noi care dintr-o dată a reușit să învețe totul fără să fie nevoie ca ulterior să fie corectat? Care din cei care aveți permis de conducere n-ați greșit niciodată și la dumneavoastră instructorul sau vreun alt prieten nu v-a făcut nicio observație? După cum nu ne-am născut niciunul cu certificat de naștere, la fel nu ne-am născut nici cu permis de conducere și nu știam. A început nici să mâncăm de cum să conducem. Și mama ne-a tot dădăcit și am mai scăpat noi din lingură și pe lângă farfurie, dar până la urmă, acum știm să ne comportăm ca atare. Citesc apoi din capitolul 19, versetul 20. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Întotdeauna înțeleptul va zice, cum este acum seară, slavă Domnului că astăzi am fost mai cuminte ca ieri, dar să știți că pe mâine îmi propun să mai mă fac. Pe viitor vreau să devin mai înțelept. Nu am citit așa în capitolul 1, să asculte și înțeleptul și își va mări știința, se va performa în toate compartimentele ființei și în toate domeniile vieții. Puțin în urmă, în capitolul 12, versetul 1, același aspect este relevat. Cine iubește certarea, iubește știința. Dar cine urăște mustrarea, este prost. Dacă am face așa o verificare la oameni, să vedeți ce ușor am găsit. Cine urăște mustrarea, este prost. Dă-i un sfat la un om. Încearcă să-l corectezi. Și dacă vezi că nu te acceptă, să știi că nu-i cu minte. Dacă e cu minte și dacă sfatul este inferior cunoștințelor sale, te va asculta cu respect. Va încerca să vadă dacă nu cumva în conținutul cuvintelor este ceva pe care el nu l-a prins și va încerca, așa ca un înțelept, să te facă să-l ajungi tu pe el, tu care credeai că el este înapoi a ta. Înțeleptul nu te va batjocori niciodată. Chiar dacă sesizarea ta nu-l ajută și nu îi îmbunătățește starea, va ști cum să răspund. Nu se vor comporta doi înțelepți ca doi copii nepricepuți. Când unul îi va spune, auzi, fă așa, și el spune, ah, taci bă că tu ești prost. Înțelepții nu vor face una ca asta. Rămânând în capitolul 12,
Vreau să citim versetul 15, după care voi spune un principiu. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui. Rețineți. Dar înțeleptul ascultă sfaturile. Deci aici este problema nebuniei. El crede că e grozav. Și când tu îi spui, consideră că nu este cazul să înveți. Nebunul rămâne în universul lui, dar vai de el când va fi la necaz. Nebunul nu te ascultă, el are lumea lui. Dar când va veni nenorocirea, atunci va vedea el cum este în lumea lui. Voi continua cu alte versete care dovedesc acest adevăr, 15:21. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte. El se bucură de prostii. Dar un om priceput merge pe drumul cel drept. 27:22. Pe nebun chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunților, nebunia tot n-ar ieși din el. Ce trudă să fii nebun! Și întoarceți la capitolul 1, unde sunt mai multe versete care arată care e viitorul nebunului. De la 25 la 29. Fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea zice înțelepciunea. Și eu voi râde de voi când veți fi în vreo nenorocire. Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Cea mai mare nenorocire a nebunului va fi pierderea sufletului. Și după cum scrie aici că vor căuta înțelepciunea și nu vor mai găsi, așa spune Noul Testament că vor căuta pe Domnul și mântuirea și nu vor mai găsi. De aceea, Domnul să ne păzească pe toți de nebunie. Trecem la partea a doua, importanța înțelepciunii. În capitolul 8 al cărții Proverbe, de la versetul 22, este prezentată înțelepciunea divină în sfera creației, în actul mântuirii. Și după ce este dată o prezentare succintă a operei lui Dumnezeu, se lansează din nou invitația de a ține cont de înțelepciune și de a veni sub binecuvântarea ei. Ascultam recent un studiu care făcea o precizare de ordin astronomic. În universul nostru sunt 100 de miliarde de galaxii, având în componență fiecare dintre ele 100 de miliarde de corpuri cerești. Ce imensitate! Și toate acestea execută ordinele întocmai și la timp, călăuzite de înțelepciunea lui Dumnezeu. Citesc acum de la versetul 22. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrările lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută încă când nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile. Când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, ei erau meșterul lui la lucru lângă el. Și în toate zilele am desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotogolul pământului și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Este suficient să vă gândiți la creația lui Dumnezeu, de la nivelul
imensității cosmosului până la invizibilele celule și cromozomi în a căror structură se chinuie oamenii de știință de astăzi să afle secretul vieții. Ce înțelepciune are Dumnezeu? Văzând imensa înțelepciune a lui Dumnezeu, infinita lui pricepere și puțina noastră înțelepciune, gândindu-ne la devenirea noastră, la scopul care l-are Dumnezeu cu noi, s-ar merita să venim la Dumnezeu să-i cerem înțelepciune și să ne umple de pricepere? Sau rămânem numai cu cât avem? Aici, în versetele care le-am citit, pe de-o parte se reliefează puterea înțelepciunii în univers, iar pe de alta este dată preocuparea lui Dumnezeu pentru om, ca un scop primordial. Dacă Dumnezeu în centrul universului se ocupă de noi, haideți să ne socotim așa cum suntem favoriții lui Dumnezeu, să-i cădem în mâna binecuvântată și să lăsăm să ne umple de pricepere. Iată ce spune de versetul 32. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci fericiți de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vaptă-mă sufletul său, toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea. Eu nu știu ce ați gândit dumneavoastră în jumătatea aceasta de oră de când studiem aici, introducerea la studiul nostru. Ați socotit oare ce se ascunde în cartea Proverbelor și în mintea lui Dumnezeu și în Scriptura care ne-a dat-o? Ca să scot în evidență importanța acestor lucruri, vă spun că noi păcătuim fiindcă suntem prostuți. Că dacă am fi mai deștepți, n-am greșit. De aceea e important să dobândim înțelepciune. Cel ce n-o găsește, am citit în versetul 36, că păcătuiește. Și cine nu dorește înțelepciunea, iubește moartea. Vom vedea noi, în finalul acestor lecții, că înțelepții vor fi mântuiți. Iar cei care nu pricep, se vor pierde. Dacă o corabie ar naufragia, ce ar fi mai înțelept? Să scap viața sau să dansez până mai rămâne o ultimă scândură din corabie? Să arăți cât de acrobat ești. Să rămână toată corabia dacă se duce întreagă în fundul mării. Înțeleptul își va salva viața? În aceeași postură, ce va fi mai înțelept? Să scap viața pe un țărm? Sau să rămâi în mare și să noți până când îți vei epuiza eforturile, dar să noți spre centrul oceanului? Dacă ești aproape țărmul Europei, tu să vrei să ieși către America, numai că n-o să te țină puterile? Înțelepciunea e o chestiune de viață veșnică sau de moarte veșnică. Dacă din nepriceperea noastră vom face greșeli, noi le vom suporta și totul va fi în funcție de înțelepciunea care o avem. Domnul să ne-o dea și să-i acceptăm din plin invitația. Vreau să înțelegem că înțeleptul este în totală dependență de Dumnezeu. În cartea Proverbelor, capitolul 3, de la versetul 5, scrie: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nimeni nu va primi o doză suficientă de înțelepciune să-ți descurce pe cont propriu. Recunoaște-L în toate căile tale, cât ai fi de deștept, lasă-L pe Dumnezeu să meargă în față. Și după ce știi pe urme,
și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Dumnezeu și abate-te de la rău. Iar apoi, capitolul 23, versetul 26. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Înțeleptul este robul lui Dumnezeu. De aceea mari oameni din Biblie sunt numiți omul lui Dumnezeu sau robul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu. Au devenit atât de deștepți încât nu mai fac nimic cum li s-ar părea lor, decât așa cum Dumnezeu poruncește. Cei care dobândesc înțelepciunea sunt superiori tuturor celorlalți oameni. Citesc din capitolul 21, versetul 22. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor. Poate știți din scrierile grecești povestea cu calul troian. Înțelepciunea a străpuns zidurile care erau de nebiruit în mod fizic și doboară puterea în care se încredeau. 24:5. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește vlaga. De aceea când noi spunem, frate, nu mai pot, nu de deștept ce ești, nu mai poți. Fie că e vorba de o muncă fizică, fie că e vorba de o altă procedură a vieții, înțeleptul poate că știe cum să le ia. Versetul 10 tot de aici. Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Întoarce și la capitolul 3, de la versetul 13. Tot pentru a observa superioritatea înțelepciunii. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care îl aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât al aurului. Care dintre noi caută mai mult înțelepciunea decât metalele prețioase? Să punem în postura aceasta dolar și euro. Să cauți priceperea mai mult. Ea este mai de preț decât mărgăritarele și toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. Este incomparabilă și incontestabilă. Nebunul, chiar dacă are aur, nu știe ce să facă cu el. Înțeleptul, chiar dacă n-are, pe el nu-l doare capul în primul rând că n-are, și apoi cu ce are, nu-și face probleme de ordin mental și din puținul ce are, știe ce să mănânce și cu ce să se îmbrace, ba încă poate mai găsește resurse să-l ajute și pe altul. Care e mai deștept? Unul care are aur nu știe ce să facă nici el cu el, nici nu-l dă la altul? Sau cel care n-are, dar știe ce trebuie să facă? Un alt aspect, neprihănirea înțelepciunii. Aici vă rog să fiți foarte atenți, fiindcă de acest aspect ne vom mai lovi în lecțiile care urmează. Există o echivalență în Cartea Proverbelor între înțelept și neprihănit. Înțeleptul este neprihănit. Vă spuneam deja că doar prostul face păcate. Vreau să arăt cu câteva versete acest lucru. 14:2. Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul. Deja a început să fie deștept, are început înțelepciune. Dar cine apucă pe căi strâmbe, pe căile nebuniei lui se pare că sunt bune sau lor, îl nesocotește.
23:23. Aici este prezentat un pachet. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Acestea toate se vând împreună. Dar nu puteți crede că există într-un pachet înțelepciune și nebunie. Undeva în Europa cineva spunea că a servit, știu locul, înghețată friptă. E vorba de un calup de gheață care se introduce într-o baie de ulei și pe moment este o înghețată friptă. Dar sub acest aspect nu poate nimeni să cumpere și minciună și adevăr într-un pachetel. Că se anulează una pe cealaltă, se resping. Dar în schimb, înțelepciunea, cu neprihănirea, cu adevărul, cu dreptatea, se vând toate la pachet. Cine e înțelept e și neprihănit. Și invers. Apoi 27:12. Omul chibzuit vede răul. Deci dacă e înțelept, vede ce e rău și se ascunde. Dar proștii merg spre rău și sunt pedepsiți. Aici vreau să citim două pasaje și din Noul Testament, Luca 1. Ca să dovedim echivalența aceasta și în limbajul Noului Testament. Înțelepciunea legată de neprihănire. Luca 1:17. Este vorba de misiunea lui Ioan Botezătorul. Îngerul îi spune lui Zaharia astfel: va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. De aceea rețineți înțelepciunea în definirea cărților Proverbelor. Se referă la înțelepciunea celor neprihăniți, nu la înțelepciunea lumii, pe care Biblia o califică în Romani 1 drept nebunie, fiindcă l-au scos pe Dumnezeu din schemă și au introdus în schimb teorii ale evoluției sau altor forme de apariție a vieții și de dezvoltare ei ulterioară. Iar în Iacov 3, cu 13, întâlnim același adevăr. Cine din voi este înțelept și priceput, deștepți la apel, să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Deci om deștept și fără fapte bune nu-i. Că dacă ar fi deștept, le-ar ști face. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară, duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu vă mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, demonică. Versetul 17. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică, și roada neprihănirii ca un efect copt maxim al înțelepciunii, roada neprihănirii, este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Doamne, ajută-ne! Întorcându-ne la cartea Proverbe, și fără să ne depărtăm de ultimele afirmații, citesc din capitolul 14, unde de la versetul 6 la 8, observăm că nebunul n-are explicație nici pentru univers, nici pentru sine. El știe, dar nu și trebuie. Batjocoritorul caută înțelepciunea și nu o găsește. Dar pentru cel priceput, știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci pe buzele lui nu vei găsi știința.
înțelepciunea omului chipzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă. Dar nebunia celor nesocotiți îi înșeală pe ei înșiși. Doamne, dă-ne priceperea să știm cum să umblăm pe calea neprihănirii. Recapitulând pentru o ușoară memorare și înțelegere, Cartea Proverbelor este înțesată de înțelepciune, ea este pentru noi, dar nu putem primi numai dacă avem cât de cât minte să înțelegem că sunt lucruri esențiale pentru viața de aici și viața veșnică. De aceea, în mod repetat, înțelepciunea îi strigă să vină la ea și să refuze chemările ispititoare ale nebuniei. Primește sfatul înțelepciunii și chiar mustrările ei, că noi greșim și până învățăm este o muncă. Înțelepciunea, avându-L în centrul ei pe Dumnezeu, emană spre noi în a ne ridica la statura de fii al lui Dumnezeu, în a ne crea superioritate față de alții care se bazează pe puteri, pe capacitățile omenești, pe influența demonică. Înțelepciunea ne va îndrepta spre neprihănire și ne va învăța cum să trăim spiritual, însă nu va pierde din vedere nici cum să trăim material în toate activitățile vieții pământești. Pentru toată viața și în mod special pentru lecțiile noastre, doresc tuturor poftă bună și companie plăcută la masa înțelepciunii. În Proverbe 14 scrie așa, de la versetul 14: Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el. De aceea v-am spus, poftă bună, puteți mânca până vă săturați. De ce este în el? Versetul 18: Cei proști au parte de nebunie, li se va umple și lor măsura. Dar oamenii chipzuiți sunt încununați cu cinste. 29 cu 27. Amintiți-vă că atunci când s-a dus frații lui Iosif în Egipt, evreii au mâncat la o masă și egiptenii la alta. Masa înțelepciunii una și a nebunii alta. Și după cum spune Pavel, nu puteți lua parte și la masa Domnului și la masa demonilor. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți. Dacă tu te vei duce la masa nebunilor și îți vei scoate merindea ta de înțelepciune și te vei apuca să mănânci, lor le va veni greață. Dar și un nebun, dacă nimerește la noi la masă, trebuie să-și ascundă meniul. I s-ar și merita. Dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi. Și înțeleptul e bun de rege, nebunul nici de slugă. Proverbe 1:9. Căci ele, sfatul înțelepciunii, valorile ei, sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Deci, înțelepciunea te face rege, cu coroană și înconjurat în aur. 22 cu 29. Dacă vezi pe un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând. La înțelept locul este lângă împărați. Și în final, pe tron, alături de Domnul Hristos, vor fi puși înțelepți. Și ultime două versete, 26 cu 6 și 7, ca să dovedesc partea a doua expresiei, că nebunul nu-i bun nici de slugă. Cine trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele. Deci, nu-i bun nici să ducă poșta, de cum să scrie scrisoarea. El n-are picioare nebună. Tu îl trimiți într-o direcție și el pleacă într-alta, că el are căile lui. Cum sunt picioarele ologului? Așa este o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Se poate folosi ologul de picioare?
Nu. Dar dacă pui cuvântul în gura nebunului, îl poate folosi? Nu. Poți să-i pui fițuica în față, că nu știe nici copia. Acum de bună seamă, ori ne socotim înțelepți, dar nu prea tare, ca să mai avem unde învăța și unde încape, ori ne socotim de-abia debutanți la școala înțelepciunii. Sper ca nebunia să n-aibă niciun adept și diavolul să rămână de rușine. Dumnezeu a venit să ne facă înțelepți. Chiar dacă în această lecție au fost doar câteva noțiuni introductive care au avut menirea să ne trezească, chiar asta am și vrut, că numai oamenii treși se îmbracă și numai oamenii care nu mai dorm mănâncă. Să ni se deschidă apetitul pentru înțelepciune. Să nu faci tot cum știi tu și să crezi că e bine, când se poate și mai bine. Să nu mergi doar cum mai mers în virtutea inerției, că se poate merge mai frumos și mai dumnezeiește. Să nu mai repetăm aceleași greșeli din prostia noastră, când am putea să trăim înțelept spre slava lui Dumnezeu și spre fericirea noastră. Domnul să ne ajute. Și Solomon să nu fi scris degeaba cartea proverbelor. Să fie de folos și pentru noi. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.